Ce se întâmplă? Nu doar că v-ați pierdut majoritatea, așa cum atestă listele de prezență aici, dar v-ați pierdut și capacitatea de mobilizare a propriului electorat la vot și asta pentru că aveți conducerea ilegitimă pe care o aveți. Explicarea votului, mulțumesc. Matematica e în clasa pregătitoare, e un calcul simplu, vă explic după ce terminăm. S-a demonstrat că avem majoritate calificată peste 165. Domnul Suciu, invit colegii la ședința de birou. Stimați colegi, cu zero de la USR, cu zero de la PMP, cu zero de la PNL, am reușit astăzi să votăm cu 200 de voturi, nu cu 165. Luați aminte! Vă mulțumesc, declar ședința închisă. Matematica în clasa pregătitoare se învață. Vă mulțumesc mult!